Bun găsit pe scara cuvintelor! Cum bine se știe, trăim într-o epocă postmodernă, într-o epocă a gândirii slabe, caracterizată prin subiectivism și sincretism. Dacă modernitatea a fost antireligioasă, propunând rațiunea în locul lui Dumnezeu, postmodernitatea se vrea religioasă, dar în termeni slabi, relativiști, Dumnezeu nefiind astăzi rechemat ci creat de inteligența umană. Cu alte cuvinte, Dumnezeul de astăzi este un Dumnezeu slab, adaptabil, supus istoriei, supus, practic, intereselor imediate ale umanității. Problema spinoasă care se pune în ce ne privește pe noi, creștinii, este cum putem combate tendința omului postmodern de a acorda întâietate acestui fel de Dumnezeu slab, străin Bibliei, Străin schimbării de tip metanoia, tolerant cu păcatul și impotent în fața creației sale. Este tema pe care o propune Nicolae Turcan în cartea sa Postmodernism și Teologie Apofatică, o apologie în fața gândirii slabe, apărut în 2014 la Editura Limens din Cluj-Napoca. Lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș Boiei. Nicolae Turcan este doctor în filozofie și autor al mai multor volume cu conținut filozofic, teologic, or pur și simplu sapiențial. Cartea de față atacă frontal gândirea slabă pe teritoriul ei, adică în spațiul filozofic, cu armele ei lingvistice și conceptuale, și la nivelul ei, ridicând teologia la puterea în altei culturi, acolo unde se situează și filozofia. În cele ce urmează, vom urmări pas cu pas într-o ma manieră laconică, desigur, argumentația autorului, nu anțându-i articulațiile, pentru ca la final să emitem o concluzie generală cu aplicație și în spațiul nostru evanghelic. Într-o primă fază, autorul identifică trei tipuri de credincioși ai postmodernității. Integriștii, adică cei legați de o tradiție cum sunt catolicii sau ortodoxii, relativiștii, adică cei care acceptă mai multe adevăruri, și, în fine, reformiștii, cei care cred într-un adevăr unic, dar neepuizabil, și care funcționează după o religie personală și printr-un subiectivism hermeneutic. Filozoful italian care a adus în discuție conceptul de gândire slabă, Gianni Fatimo, propune un creștinism non-religios, rupt de tradiții, rupt de metafizică, secularizat sau laicizat, și a cărui dinamică vitală se sprijină pe hermeneutică, pe interpretarea subiectivă. Nicolae Turcan va încerca să combată acest tip de creștinism de pe poziția integriștilor, adică de pe poziția credincioșilor care sunt legați de o tradiție stabilă sau, mai corect spus, care cred în adevăruri tari, obiective, neinterpretabile, adunate într-o teologie. Asistăm, deci, la lupta teologiei cu postmodernismul. În ce măsură a existat sau poate exista un dialog între teologie și cultură? se întreabă autorul. Cultura singură, observă el, nu a satisfăcut și nu va satisface niciodată aspirația omului către absolut. În afara unui reper care să-i dea valoare, cultura rămâne ceva ambigu, o distracție, un lux, un pilon al mândriei, al vanității umane. Salvarea credinței creștine, în procesul de laicizare dictat de cultura profană, a fost posibil în măsura în care creștinii, așa cum a făcut și Sfinții Părinți, au preluat din cultură ce a fost bun și au respins ceea ce a contravenit credinței lor. Este lucru pe care trebuie să-l facă creștinul și astăzi. Nu să respingă cultura, ci atunci când face cultură, să păstreze în ea credința ca termen tare, ca substanță. De asemenea, aceeași salvare a credinței în postmodernitate este posibilă dacă Evanghelia este transmisă într-un mod autentic, adică dacă este trăită, nu doar verbalizată. Teologia, în felul acesta, poate fi considerată drept cultură a Revelației. Cum acționează ea? În primul rând, teologia preia cultura profană, o curăță, trecând-o prin filtrul Revelației și încearcă să transmită printr-un produs cultural. Valorile credinței. Este ceea ce numim destinul cultural al teologiei. În al doilea rând, știm că tot ceea ce e frumos din punct de vedere cultural în această lume va fi împlinit în viacul ce va să vină. Iată, destinul teologic al culturii. Să observăm că legătura dintre teologie și cultură este practic indisolubilă. Teologia fără cultură. Nu poate exista, fiindcă omul trăiește pe pământ și este invitat de către Dumnezeu, prin chiar felul în care a fost creat, să producă cultură. La fel cum cultura fără teologie nu poate exista. Întrucât a produce cultură, fără a te raporta la Dumnezeu, cel care te-a creat producător de cultură, face din produsul cultural ceva gratuit, ceva lipsit de miez, ceva care nu te împlinește ca om. Ce face postmodernismul? Ei bine, el atacă din cultură tocmai ceea ce îi dă acestea valoare, și anume teologia. Cum o face și de ce o face? Iată două întrebări fundamentale pentru ceea ce urmează. În primul rând, postmodernismul este sceptic în privința oricăror adevăruri tari, obiective. El respinge tradiționalismul, respinge certitudinea, respinge valorile stabile, respinge temeiurile și acceptă ceea ce este relativ, ceea ce este subiectiv. Prin urmare, el fragmentează totul oferind în locul unor fundamente tari, variante sau alternative. Postmodernismul este obsedat de diversitate. Creștinismul acceptat de el are în centru un fel de evanghelie a diversității. Toate religiile sunt bune pentru că toate duc în același loc, la un Dumnezeu care la urma urmelor, se adaptează sau trebuie să se adapteze nevoilor omului. Postmodernismul cere moartea metafizicii. Atunci când face asta, postmodernismul crede, de fapt, că metafizica este tot una cu teologia. El consideră în mod eronat că adevărurile de credință ale unui creștin sunt adevăruri de tip metafizic. Dar ce este metafizica? vine întrebarea firească. În ce măsură teologia este metafizică? Metafizica este un domeniu care se ocupă de ceea ce e dincolo de fizic, căutând să explice lumea prin ceea ce îi este acestea esențial. Esențele lumii văzute sunt metafizice, adică nevăzute, accesibile doar prin rațiunea umană. Metafizica articulează două lumi. Lumea fenomenală a lucrurilor și a ființărilor, adică a ființelor care se manifestă în lumea văzută, și lumea noumenală a esențelor, a ființei, a cauzelor prime. O lume care este temeiul realității empirice, oferindu-i acestea fundamentele și cauzele. Bună oară! Când Platon spune că frumosul din această lume este o copie infidelă a ideii de frumos dintr-o lume perfectă și invizibilă, el în primul rând distinge într-o lume a fenomenelor de aici și o lume a ideilor de sus, și în al doilea rând arată că lumea fenomenelor este cauzată și depinde de lumea ideilor, frumosul din natură fiind manifestarea parțială a ideii absolute de frumos. În acest sens, se poate spune că ceea ce este adevărat este doar ideea de frumos, iar ceea ce este relativ este manifestarea acestei idei în lume. Ideea de frumos este, deci, universală, este obiectivă, nu depinde de timp și este necesară pentru existența frumosului de pe pământ. Când postmodernismul cere moartea metafizicii. El cere ca ideea aceasta de frumos să nu mai fie considerată esențială pentru frumosul din lume. Fiecare manifestare a frumosului în lume este, de fapt, esențială, pentru că fiecare individ are o perspectivă personală asupra frumosului. Iată cum este feliat frumosul în segmente subiective. Ideea absolută, universală de frumos, nu există sau nu ar mai trebui să existe. Mai mult, această idee, aflată undeva într-o lume celestă, ne-ar obliga să decidem asupra frumosului numai în termeni impuși de ea. Postmodernismul crede că la fel stau lucrurile și cu domeniul teologic. Teologia este metafizică, fiindcă ea impune oamenilor adevărul obiective, universale și necesare despre Dumnezeu. Teologia, afirmă postmodernismul, îl închide pe Dumnezeu niște concepte de ordin rațional, după care emite o serie de legi prohibitive care îngrădesc libertatea omului. În felul acesta, teologia este în manifestarea ei tiranică. Ea are putere, fiindcă, folosindu-se de aceste adevăruri universal valabile, impune cu forța reguli de viață și pedepsește atunci când aceste reguli nu sunt respectate. Așa s-au petrecut lucrurile în cazul cruciadelor. Așadar, postmodernismul cere moartea metafizicii și relativizarea adevărurilor, în sensul în care acestea trebuie aduse la perspectiva subiectivă a individului. Nihilismul declamat de Nice și care caracterizează postmodernitatea nu înseamnă de fapt o negare a lucrurilor, un fel de nimic nu există. Ce o negare a metafizicii, a temeiurilor lucrurilor. Când nici a spus Dumnezeu a murit, el nu s-a referit la Dumnezeul din Evanghelii, ci la Dumnezeul metafizic, rece, obiectiv, folosit spre a pedepsi lumea, nu spre a o salva. Nihilismul lui Nietzsche spune că Dumnezeu nu poate fi prins în niște concepte sau categorii ale rațiunii, în termeni biblici, putem spune că nici afirmă moartea lui Dumnezeu în mod corect, cu mențiunea că filozoful german nu își asumă la rândul lui moartea pentru a intra în relație cu acest Dumnezeu. Cred că la fel face majoritatea astăzi. Foarte mulți oameni cred în Dumnezeu, cred că acesta, prin Isus Hristos, a murit, dar nu cred că a murit pentru ei sau în locul lor, și din acest motiv nu își pot asuma această moarte, condiție a nașterii din nou. Dar ne întrebăm. Ce pune postmodernismul în locul acestor adevăruri fundamentale, în locul lui Dumnezeu? Sau, ca să revenim la tema cărții lui Nicolae Turcan, cum rezolvă gândirea slabă, gândirea fără temeiuri, problema morții Dumnezeului metafizic? În primul rând, cere o perspectivă destinsă, lipsită de repere fixe, de adevăruri tari. În al doilea rând, crede că lumea ni se prezintă într-o interpretare continuă noi nu înregistrăm fapte, ci le interpretăm. Gândirea nu trebuie să caute în această realitate interpretări adevărate, ci rezonabile, potrivite cu viața fiecăruia. Apoi, neagă, la fel ca Nice, posibilitatea de a-l cunoaște pe Dumnezeu prin rațiune, și, în fine, consideră că ființa nu este, ființa se întâmplă. Dumnezeu, deci. Se adaptează, este o ființă eveniment. Dacă metafizica vorbește despre o ființă statică, stabilă, universală și necesară, Gândirea slabă o vede ca pe o ființă dinamică, o ființă care se schimbă după cum curge istoria și care se arată numai prin interpretare, într-o modalitate, deci, hermeneutică. Gândirea slabă, după cum spuneam, atacă instituția Bisericii. Arătând că ea se folosește de metafizică pentru a-și impune puterea și pentru a controla toate domeniile umanității. Dar ce este oare această putere de care se face atât de vinovată biserica? Se întreabă Nicolae Turcan. Dacă ne uităm în istorie, puterea este tot una cu excluderea, cu eliminarea alterității, cu eliminarea a ceea ce contravine adevărurilor de credință. Dar oare ereticii au fost eliminați? se întreabă pe bună dreptate autorul. Sau, de fapt, s-au eliminat singuri? În altă ordine de idei, continuă tânărul filozof, oare teologia a fost violentă? Sau actorul uman s-a folosit de teologie pentru a-și justifica manifestările sale violente? Dacă îl considerăm pe Dumnezeu drept și folosindu-ne de această calitate a Lui, pedepsim fizic un păcătos. Ce vom spune? Că Dumnezeu a fost violent? Sau că noi am fost, de fapt, violenți? Postmodernismul, uitându-se la rezultatele imediate, cere eliminarea dreptății lui Dumnezeu. Dacă ar face asta, teologia l-ar nega pe Dumnezeu, l-ar reduce la o entitate slabă, impotentă și, în consecință, s-ar nega pe ea însăși. Ori, așa cum am spus la început, teologia are un destin cultural. Catartic și, totodată, dă valoare culturii. Fără teologie, cultura ar fi un nonsens. În fața atacurilor postmodernismului, Nicolae Turcan se folosește de domeniul teologiei apofatice. Ce este, de fapt, această teologie? Când afirmăm ceva despre Dumnezeu, că este bun sau drept, de pildă, noi intrăm pe teritoriul teologiei catafatice. Încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu afirmând ceva despre El. Teologia apofatică are la bază o cunoaștere prin negații. Dar, atenție, nu e vorba despre o negare a calităților lui Dumnezeu, ci e vorba mai degrabă de o recunoaștere a incapacității noastre de a-l surprinde pe Dumnezeu în niște concepte care, ca orice concepte, sunt limitate. Cu alte cuvinte, dacă în teologia catafatică. Eu pot spune despre Dumnezeu că este bun. În teologia apofatică, eu nu, nu spun despre el că nu ar fi bun, ci faptul că felul în care înțeleg eu calitatea de bun este extrem de limitat. Bunătatea lui Dumnezeu, așa cum o înțeleg eu, nu poate să cuprindă pe deplin bunătatea lui reală. Această bunătate poate fi doar experimentată faptul că eu nu pot înțelege cu adevărat bunătatea lui Dumnezeu nu neagă adevărul că El este bun, ci doar arată că eu sunt o biată creatură limitată. Însă o creatură care, incredibil, îi poate experimenta sau primi bunătatea. Astfel consideră autorul, teologia, după cum se vede, a depășit de mult metafizica, fiindcă metafizica spune că Dumnezeu poate fi înțeles rațional prin concepte, în timp ce teologia apofatică arată că, din potrivă, pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu, conceptele trebuie depășite. Dumnezeu poate fi cunoscut mai mult prin intermediul unei experiențe mistice. Conceptualizat, Dumnezeu devine fundamentul unei instituții care îi va folosi calitățile pentru a-și impune puterea. Totuși, pentru a nu cădea în erezie, dogmele sau adevărurile despre Dumnezeu. Trebuie păstrate. Adevărurile tari, fundamentele, temeiurile, sunt practic cele care hrănesc viața creștină. Însă, miza este experimentarea lui Dumnezeu. Doar ea împlinește teologia. Cartea lui Nicolae Turcan, o carte bine scrisă, însă destul de dificilă pentru neinițiați în filozofie, devoalează progresiv adevărata față a postmodernismului. Acesta se arată la final ca un copil răzgâiat, ce-și justifică năzbâtiile, dând vina insolent pe chiar aceste năzbâtii. Or, nu poți rezolva efectele condamnând efectele, ci căutând cauzele lor și eliminându-le. Nu poți să-i declari războiul Dumnezeu, motivând în declarația ta că el este vinovatul deciziilor tale. Nu poți să spui că ești liber, fiindcă ești indiferent față de adevăr, după cum apreciază gândirea slabă. Și ești în eroare atunci când afirmi că Dumnezeu te obligă să te apropii de El, ca și cum această apropiere nu ar fi, de fapt, condiționată de libertatea alegerii tale. De asemenea, nu poți să afirm că răul provine din adevărurile de credință care îl privesc pe Dumnezeu, pe cel ce este bun fără pată, de parcă alegerile omului ar fi inexistente. Biserica, o spune și Nicolae Turcan, o spunem și noi, nu este o instituție, ci o comunitate dumnezească plină de viață. Când ea se prevalează de adevăruri pentru a controla domeniile de viață ale omului, în mod cert nu mai este o biserică, ci o instituție umană, instrumentalizată uman și cu o finalitate umană. Cartea lui Nicolae Turcan are aplicabilitate și în mediul evanghelic. Cum veți întreba? Doar noi nu l-am transformat pe Dumnezeu într-o instituție. Din păcate pot afirma că în mediul nostru bântuie ca un flagel o boală pe care o numim îndeopște legalism. Este chiar această tendință a omului de a-l judeca pe celălalt fără dragoste, făcând apel la lege și transformându-l pe Dumnezeu într-un concept legiuitor, instituționalizat, gata oricând să pedepsească orice călcare de lege. Or, Apostolul Pavel o spune răspicat, nimeni nu a putut, nu poate și nu va putea vreodată pe acest pământ să respecte cu adevărat legea lui Dumnezeu. Singurul care a reușit să o facă a fost Isus, dovedit ca Hristos prin înviere. În mod bizar, pentru noi, Isus, cel care a respectat legea, a și împlinit-o, în sensul că a murit pentru păcatele noastre, fiindcă așa cerea ea, legea. Așadar, chenoza sau slăbiciunea lui Dumnezeu s-a arătat și încă se arată în aceea că, iubindu-ne dumnezeiește, s-a dat El însuși la moarte pentru noi, prin Isus Hristosul. A ignora această coborâre, această întrupare, această poartă deschisă spre relaționarea directă cu El, spre experimentarea Lui, înseamnă a pune mai presus de El legea, ceea ce este o teribilă eroare. Legalistul îl transformă pe Dumnezeu într-o lege obiectivă, necesară, universală și tiranică. Îl reduce pe Dumnezeu la legea lui. Or, legea, să fim înțeleși, deși provine din caracterul lui Dumnezeu, nu este Dumnezeu. Căci dacă ar fi fost așa, nu ar mai fi existat un plan de mântuire. Iar existența lui Isus Hristos ar fi fost de nou un basm, atunci măcar o poveste mitică povestită unui univers lipsit de lumină și viață.